3D, artă tradițională. Decorarea oului de Paști este o adevărată artă, trecându-se de la simpla vopsire în diferite culori la încondeiere sau închistrire, adică ornamentarea cu modele complexe. Valoarea oului încondeat nu rezultă doar din frumusețea culorilor și a modelelor desenate, ci din bogata și profunda semnificație a acestora. Exemple de motive tradiționale. Simboluri fitomorfe, coarnele berbecului, calea rătăcită, spirala, etc. Cele mai simple și mai des întâlnite motive zugrăvite pe coaja ouălor sunt cele fitomorfe. Floarea Paștelui, floarea de mușețel, petalele de trandafir, conurile de brad, fasolea, etc. Berbecul apără omul, casa și familia, dă fertilitate și bogăție gospodăriilor și este responsabil de înnoirea timpului. Indiferent de nume, cale rătăcită, cale încurcată, drum pierdut, calea laptelui, apa sâmbetei, motivul simbolizează destinul omului, drumul necunoscut pe care acesta îl parcurge în viață, dar și scurgerea timpului spre eternitate. Sarcină de lucru. Realizați două autocolante cu motivele similare celor din imagine. Inserați apoi un ou de Paști cu ajutorul instrumentului sferă din galeria formelor 3D. Aplicați autocolantele pe oul colorat în roșu creat anterior. Realizarea unui autocolant parcurge următorii pași. Pe suprafața unui pătrat roșu se desenează cu pensonul stilou cele două coarne de berbec în culoarea albă. După selecția desenului, se alege din fila stickers opțiunea Make Sticker. Repetăm procedeul și pentru autocolantul de tip caroiaj. Oul de Paște se realizează prin inserarea sferei din fila 3D Shapes în culoarea roșie cu aspectul metal tern. Aplicarea autocolantelor se realizează prin accesarea filei stickers, adică autocolante, și cu un click pe ștampila cu imaginea dorită. Deschidem fila forme 2D, alegem pătratul. Pentru el a fost selectată deja culoarea roșie. Este roșu și la umplere. Și nu avem contur pentru pătrat. Pătratul este validat cu pensonul acesta de tip stilou. Într-o culoare albă metalizată desenăm coarnele berbecului. Primul autocolant este finisat. Instrumentul selecție, zona care ne interesează, devine sticker. Bifăm, adică validăm această formă. Pe mai departe, curățăm pânza de desenare. Alegem din nou pătratul roșu. Alegem din nou pensonul stilou cu dimensiune maximă și într-o culoare albă metalizată figurăm caroiajul care nu are o formă perfectă. Tot din fila pensule alegem instrumentul umplere în culoarea neagră cu reflexe albastre. Aplicăm și niște inserții
în culoarea albastru închis. Continuăm să colorăm această rețea. Gri, albastru, pe fundal roșu. Instrumentul selecție ne folosește pentru a identifica stickerul nostru. Am îndepărtat autocolantul realizat deja. Din formele 3D alegem sfera pe care o colorăm în culoarea roșie cu un aspect metal tern. Centrăm forma sferă, reglăm și dimensiunile pânzei de desenare, adică fila canvas. Iată primul sticker selectat din fila stickers cu ștampila asociată imaginii. Aplicăm autocolantul pe forma aleasă de noi, pe forma impusă de cerința problemei. Stickers. Din galeria de stickere alegem coarnele berbecului pe care le reglăm sub un unghi de 10 grade. Folosim ștampila pentru a inscripționa în continuare coarnele berbecului. Și forma este realizată. Tema pentru acasă. Realizați un al treilea autocolant cu motivul apa sâmbetei, calea șerpuită, în culorile alb-albastru. Realizați un ou de Paști colorat în roșu cu ajutorul instrumentului sferă din galeria formelor 3D. Aplicați toate cele trei autocolante pe oul roșu creat anterior. Schimbați culoarea roșie a oului de Paști în culoarea verde, iar apoi schimbați culoarea verde a oului de Paști în culoarea galbenă. Vă mulțumesc!